Sorin, ce faci cu steagul? Mutăm în nou lider al clasamentului. Bine. Ce 7? Noi era. Iani 3. B2. B2. Bucovina, Alexis Strate. A4. Halos, Carpim. B3. Betamix. B6. Contracarp. B2. Vinlei. C6. Defecat. C3. Amur Curu. A2. Princeton. A7. Angelbyte. A5. Anaconda Megabyte. C4. Am avut tubul drill. Energy Brașov. B4. Tot acolo. B4. Vinlei. Enjoy. A1. Bucovina. Tica Bontas. B5. Carpro Serbia. C1. Studibite. B1. Bine vecin. DM Carp Team. B2. B7. Rashid Poto. A6. All Boys Brașov. B8. The One. A3. B1, B5. 5. B3. C5. Cumovi. Radio. C8. Băieți, firentințe vă doresc și cine a tras C8? Cel mai bun să a rămas ultimul. Very good. Un drill în direct la locul 1, general, până în acest moment. Nu vă lăsați, ha? Facem tot ce putem. Să rămânem acolo unde suntem. V-ați fi așteptat să meargă așa bine la voi, pe standul ăsta? Da. Poate să meargă mai bine. După așteptările noastre câștigam în prima zi. Am ratat ieri foarte mult. Am ratat vreo 10 pești ieri, care eram departe cu ei. Din ce cauză? Ați găsit vreo explicație sau? Da, am făcut un tur de prost. A, cu distanța prea mare sau? Un tir necorespunzător. Un alt pește frumos. Un comun superb, 18,5. Super, felicitări. Cum e, Peter? E mai mare de 23? Alea l-am ratat. Spectacol, dublu drill. Am avut greșit. Astăzi la cântarul de prânz am mers un pic mai tare. Am dat la cântarul de prânz 9 pești. Abordarea e greșit de la început, că am pierdut sat. Într-un cuvânt. De dimineața am prins mai bine, dar văd că după amiază acum s-a schimbat, s-a schimbat și vântul. Peter a început să prindă foarte bine, a luat și două extra cântare frumoase. Vedem, noi sperăm, noi muncim, ne facem treabă. Corect. Cam voi trei sunteți aici pe aur, nu? Voi da. Cu vecinii, cu da, Peter da. Și cu Ghinion ăsta, ca și de două echipe care cunosc foarte bine Balta, două echipe de pescari. Foarte, foarte bun. Da. Știi cum e, contează și conjunctura, contează și nada. Probabil că startul ne-a făcut să vină ceva. Pentru tine e a treia oară, parcă nu ai fost la CRI aici?
Și ai mai fost la un concurs? Cobaltă? Da. E a 6-a oară. A 6-a, ai fost a 6-a. Da, da, am fost la o recentă lui Sorin, m-am calificat în finală pe locul 2, în sector 6, asta fără, la CRI și la încă două concurs. Ăla este un drill în direct și de la Bucovina. Am schimbat și noi un pic să vedem, poate ne-am pescat mai pe bine până acum. Aha. Ați trecut pe pop-up-uri și nebunii? Păi dacă vecinii s-au prins pe punii și alea ne-au disperat. Bine, te întregile mele față. S-ar putea să avem un 20 plus aici. Bă, ce frumusețe de... Are vreo 18. Da. So, live drill, ha? Other line. Un tramvai de toată frumusețea. So how it goes so far? Guys. So last time you were on C4, right? And you were winning. And now it is C8. And now it's a 4 fish from the start. 4. Okay. Yeah. Yeah, changing, right? Are you going to change anything or you will fish the same? Change already. Okay. No fish here. But is it the same for all around, right? Also the one next to you and next time four places. Yeah, and good fishermen on all of the places. O trăsătură în direct la băieții de la Energy Brașov. Sunt în lupta pentru primul loc pe B-uri. Voi ați câștigat la Corbu, nu? Da. Mondialul atunci. Care dintre voi? Care ați fost? Ei doi. Voi doi ați fost. Și cum a fost experiența? Unică în viață, spune. N-o să mai câștige curând echipă din România, sau ce credeți? Stai, că mai au mai fost, zice campioni. Știu eu, da. Când am dat lotul, adică am dat lotul, am fost la CC Corp cu lotul. Campion mondial la individual. Echipa Felic Roma și cu Johan. Ce echipă suntem acum? Deme, Cartim. Cu Deme, Cartim, așa. Cum ți se pare partida? Voi ați condus aseară? Am deschis bine. Aseară am condus, într-adevăr. Am prins bine, ierbești frumos și destul de mulți. Dar ați luat pe naftul la fel. Am puțin pește. Am pierdut și conducerea. N-am. Aia, trage până la final, încă nici în jumătate. Desfășurarea pentru timpul rămas. Aștept
3, 2, 1. Dale pas. Bă, spectacol, ratele, ești nebun. Vedeți, nu vă încălciți rachetele. Deci au dat la distanță de 30 de centimetri unul de altul. Sunt expresia, precizie și a termodinamicii. Cristi, ales bine lansatorii. Da, tandul l-am ales cam mult. Suntem pe B2 cu echipa Yannis Lake, o echipă de excepție, cu Nea Stelică, cu Dani Soci, Cristi Deme și un new entry în echipa asta, Mihai Perianu. O surpriză. Cristi, spune-ne cum ți-a venit ideea, că na, de la tine a pornit, din câte am înțeles. Nu, a fost așa, de 50-50, ca să zic așa. Mihai era la noi, la Yannis, la filmări. Mm-hmm. Și de acolo, că cu Nea Stelică, colaborarea, că i-ar place să vină cu noi. Nu, zic, uite, o dată, vii, vin, gata, atât a fost. Super. A trebuit să negociem foarte mult pentru asta. Și cum ți se pare, Mihai? Echipa? Da, echipa și după aia balta, Sacoș. Tu n-ai pescuit la competiție pe Sacoș, parcă? Am pescuit, am fost cu băieții de la Mai On Bites, am mai făcut cursuri pe aici, am fost cred că de două ori. Uh-huh. Am fost, dar nu, oricum balta s-a schimbat. Ultima dată când am fost eu la concurs a fost acum 2 ani și din ce văd acum balta e total schimbată. Nu mai are nicio legătură cu ce știam eu ca și pescuit acum 2 ani. Da. Ca și echipă, o echipă de excepție, cum ai spus și tu. Avem pescari foarte, foarte susiți în, în echipă. Și multă voie bună. Voia bună a fost de la început, de când ne-am cunoscut, inclusiv eu cu Cristi pe baltă la Yannis. Mm-hmm. De acolo plecăm într-o partidă de pescuit. Prima dată noi instant trebuie să fim asociați unul cu alt celălalt. Să putem să ne înțelegem din priviri. Că știi că aici este o mare problemă în momentul în care faci o echipă cu cineva nou. Știi că pot să apară unele probleme de... De, nu știu, orgolii, da, sunt mai multe, fiecare vine cu o idee de-a lui, celălalt crede că e mai bun a lui și așa mai departe. La noi n-a fost cazul până acum, sperăm că nici nu o să fie. E aici capitanul. Da, asta am remarcat. Ne bate. Da, domnul Stelică, un om de excepție. Eu am scaun de capitan. De două zile de când stau cu el, vreau să vă zic că mi-a arătat o grămadă de monturi la care lucrează și nu numai că lucrează, că foarte mulți dintre noi facem monturi, nu știu, de pe internet și așa mai departe. Dar el chiar ni le explică și fiecare ce face, mecanica, în apă, în aspirația și așa mai departe. E, din punctul meu de vedere, un pescar extraordinar. Acum e prima dată când întâlnesc, două zile, dar deja părerea mea formată și nu cred că este o părere subiectivă. E o părere corectă în ceea ce am văzut în aceste două zile. Mm-hmm. La fel și cu Danis, un aruncător extraordinar. Acum e prima dată când l-am cunoscut. Mai văzusem un video cu el, dar nu apusesem nicio legătură. Îl felicit pentru ceea ce face în legătură cu lansările precize aruncării, distanțele la care ajunge. El asta le-a făcut singur. El nu a avut nicio îndrumare. Asta pentru mine a fost o surpriză. Mm-hmm. Pentru că tot ce am muncit, am muncit singur. Deci a ajuns la nivelul ăsta, care e un nivel foarte, foarte înalt, singur. Acum super să tare. Sperăm că o să avem și o colaborare, să îl mai pregătim pentru concursurile de casting, unde distanța cea mai mare trebuie atinsă sub orice formă. Și acolo o să lucrăm pe partea de tehnică. Cristi Deme, prietenul meu de la Yannis, unde am făcut și două sau trei filme. Na, ce pot să spui despre Cristi? Un om și atât. Nu, niciodată n-o să te uiți la Cristi ca și un om care are ceva, un lac sau un proprietar de lac care este arogant și așa mai departe. Dar Cristi este la fel ca și orice pescar pe care îl întâlnim pe o baltă normală, nu în competiții și așa mai departe, unde orgolile sunt foarte mari. Un pescar civilizat, da. Da, mai poți să întâlnești mai. Vreau să-l felicit și pentru ce a făcut acolo proiectul Yannis și pentru ceea ce este el ca și om. Mă bucur foarte mult că suntem aici toți patru. Sperăm într-un rezultat foarte bun, muncim pentru asta. Din păcate, până acum nu ne-a ieșit chiar
ceea ce ne-am dorit sau ceea ce așteptam noi de la, de la partida pescuit, putem să invocăm și Sandu. Eu nu am de unde să știu, pentru că am pescuit decât de două ori pe Sacoș. Ei știu mai bine informații despre stand, dacă e un stand bun sau e un stand pe care pot să faci un rezultat bun sau nu. Și de aceea o să las pe Cristi să ne vorbească un pic despre stand, pentru că este un... eu să fac bypass. Da, frumos, deci partea asta... Ce să spun de stand? Ok, eu cum îi... Bine, cred că partea asta de baltă e... Vecina a câștigat la VLC. E clar, condițiile meteo nu au ajutat această zonă. Mai mult de atâta, de la acest concurs mă bucur că s-a demonstrat că nu există nada minunea sârbilor și că fac ei rezultat de orice. Deocamdată. Deocamdată. Că nu e gata, suntem la jumate acum. Nu e gata nici la noi. Nici la voi, nici la ei, da. La oricine, da, orice echipă. Oricum, echipe bune pe locuri bune, nada magică nu există. Există muncă, înțelepciune și așa mai departe, dar nu există nada magică. Mhm. Cât au muncit Cristi pentru doi pești? Astăzi, foarte mult. De dimineață de la 5. De când muncim pentru doi pești. Stelian, care e explicația? Că partea asta de baltă, nu știu, echipe foarte, foarte bune pe ultimele 4-5 standuri, capătul bălții. Explicația e foarte simplă. Zona asta, dacă nu te ajută vântul, trebuie să îmi părăsesc peștii. Cam placă pe vânt, în condițiile de... Vântul suflând către stânga și ieri în partea cealaltă, înspre mal opus, nu? Care sunt despre nord-nord-vest, ceva de genul, știi? Deci au părăsit zona asta. Mhm. Da. Deci asta explică. Devine foarte bun când bate vântul spre, un fel de vânt din sus, spre, ceva de genul. Vânt din stânga, cum ar fi. Dar în prima zi cum a fost totul? Eu am ajuns mai târziu. No, tot așa. Tot așa, nu? Tot așa. Deci n-am avut era destul de previzibil ce se va întâmpla. Da, și au fost și puternic. Pescare, echipele sunt foarte puternice. Bate încolo către pedeapsă. Nu te iartă. Dacă au peștele în față, da. Da, până la urmă, peștele cel care decide dacă vrea să colaboreze cu noi sau nu. Se concentrează mai bine peștele, așa mai clar, de la jumătate încolo e mai bine concentrat. Dar contează, știi că e o adâncime mai mare, e diferență destul de mare de nivel. Aici ai 90 de centimetri, un metru, din câte am înțeles, și în capătul celălalt un metru jumate. Contează orice, dar problema cea mai importantă e vântul aici pe sacul, să știi. Mm-hmm. În general, pe lacurile cu structura asta. În perioada caldă e cam complicat. Mm-hmm. Lacurile care sunt dreptunghiulare sau drepte sunt influențate foarte mult de apă mică, de vânt, da, și cu apă. Da, structură, da. Adică aici e clar că cred că avem un metru și ceva, un metru și 10 maxim aici. De aceea și standurile de pe mijloc sunt cele mai prolifice aici. Pentru că ele în orice condiții ele ating peștele. Dacă de la stânga la dreapta peștele trece prin fața lor, de la stânga la dreapta trece peștele prin fața lor. Știi că nu neapărat acum, nu da? Primul a, de fapt, în concursul ăsta e așa. A bine, au contat foarte care mult și mijloc. Nivelul apei s-o când rest, s-au câștigat numai de pe ceuri. Pe capătul exact, da. Ultimele concursuri capătul celălalt. Nu, dar cred că ce zice Mihai e că, na, mijlocul cumva nu te faci de râs. Adică acolo tot prinzi ceva. Nu mai ești atât de mult influențat de vânt. De exemplu, pe ce aici în capăt. Dacă îți bate cum au bătut acum, vezi că nu știu ce pește au băieții, dar nu prea, da. E un stand care s-a câștigat acum, la ultimul concurs. Cristi, ai menționat de voia bună din stand, chiar am remarcat-o și eu și ținând cont că na, peștele nu prea ați avut aici în față, e remarcabil. Acum ce faceți pe ultima parte sau a doua parte a concursului? Face pe nebunii. Ne bucurăm de pescuit în continuare. Ne mențin strategia în primul rând. O ducem până la capăt. Că asta e cel mai important. Suntem în concurs, încă nu a treia să trăi. Ceva neavalii. Haideți să spuneți două cuvinte aici cu echipa. Că v-am ratat. Îți spune ce se întâmple. Da. Dani cu Mihai au obosit și mâine o să intruie cu Stălică. Haideți puțin aici. Lăsați prosopul și haideți puțin aici cu echipa fantastică. Da, acum dacă am avut o echipă de excepție, acum e mai puternică. Bine ați venit. Spuneți-ne, cum vi se pare competiția aceasta? Competiția e dură. Ce o face atât de dură? Echipe puternice, natura ține cu noi poate sau cu standurile vis-a-vis. Strategie. Fiecare echipă își face cum crede. De data asta cred că am nimerit-o, că două ture am cam dat kicks.
se pare că la Boilez nu prea vrea și ne prostituăm. Mm-hmm. Un termen popular. Dacă funcționează, da, eu cred că fiecare speculează. E destul de complicat, adică pescuitul la Begur, neavare, ai văzut și aruncări. Ce mai încercat altceva? Ai încercat și pe altceva? Am încercat cu nouă menuri, am încercat cu ceva echilibrată. Am fost foarte încântat că am avut o prezentare, două, una după alta, după care... Liniște. Ce să zic? Aromele cred că contează cât de cât. Am luat doar pe două arome. Mm-hmm. Poți să le spui dacă... Oricum nu ne dai și nou. Nu mă feresc, mai domnul Cristi, care am un respect. Oricum le spunem. Dar trebuie să-l cer că cel mai bun prieten, adică cel mai la suflet copil care a fost până acum a fost Piciu. Și am văzut ceva care, aseară, pe cuvânt, m-am întristat, jur. Viața merge înainte, da. E decizia. Da, cred că toată lumea a fost un pic. E o surpriză pentru toată lumea. Prietenește, da, e normal. Oameni de caracter, zona asta, de fapt, sunt mult mai deosebiți oameni. Nu găsesc cuvintele acum, că... Foarte frumos, da. Jur. Spuneți-ne de arome atunci. Aromele sunt diferite. Sunt două, nu? Da, dacă maestru nu știe despre arome, eu ce să mai zic? Fiecare cu aromele lui. Fiecare cu aromele lui. Dudi dădea cu usturoi, a făcut o friptură și a văzut cu usturoiul, băga în... M-am dus la el foarte hotărât să-mi spui ce e acolo. Păi, Dancing, vino, te rog, și spune-mi ce ai acolo. Ia și miroase. Da. Da, deci mai bine au mers pe momeli mici. Da. În general, ceva mai ușoare. Bine, l-are și pe Levin. Drept dovadă, am înțeles că Angel, pe partea cealaltă, a scăpat 7 pești unul pal la biră de 20. Spune ceva, mănâncă foarte prost. Și a scăpat 9. Asta cam... Toți, noi avem 4 pești sau câți avem? 5? Mănâncă foarte prost. Am scăpat 9. Da. Nu, 6 din 14, vă zic eu. 6 din 14. Dar avem o rată bună. Da, am avut concursuri în care am pierdut 8 pești, unul după la Tâncăvești, eu personal, începând. Dochița Ciprian, care e cu Tomulescu acum, a zis, tu nu mai pui mâna pe bețe, îți rup mâinile. Bine, domnul Dochița, poftiți. A pierdut 8 pești și la al 9-lea a aruncat Skype-ul în apă. Cu totul. După care s-a aruncat și el. A aruncat pe cuvântul meu. A luat Skype-ul, a aruncat cu tot echipamentul pe el și urmă s-a aruncat și el. Ce bunicule, hai că se strică mulinetele, scoatele. A fost o ședință de un minut, i-am spus când revii cu toate propoziții, mă chem. M-am dus la mașină, după care a venit, hai că le-am pus. Și a început să dea cu pumni și cu picioarele mașină. A fost o aventură puternică de tot atunci. Era un concurs tare, mi-aduc aminte, maestru Bălții Tâncăvești, să scapi. Am cumpărat un patent de la un magazin, ne-am dus și am luat să sucim un pic cârligele, să le dăm o altă deschidere, o altă șmecherie. A, patent apă mai bine? Sau? Am reușit atunci, că erau foarte rupți în gură, mâncau proști și 15 pești, unul după alta, aia a fost recordul. Wow. Super. Și cum vedeți a doua parte a concursului ca și desfășurare? Cu emoții. Voi vă bateți acolo la primul loc? Da, suntem. Cu șanse reale deocamdată? Nu știu cum de reale mai sunt, că avem 2 pești la sac doar. Dar și voi pescuiți departe. Da. Destul de departe. Da, la Obelevi, Vitus ăsta. Am un aruncător foarte de elită. Am văzut că sunteți capitan acolo, nu mă arătați cu direcțiile. Ce problemă. Da, ne cere scuze, dar noi aici nu... Adevărul e că la distanță mare nu poți să dai la punct fix. Au dat la spom la 30 de centimetri. La 30 de centimetri, spom lângă spom. Și la noi sunt cale ferată, dar... Fiecare cum privește din unghiul lui. Super. Acum o întrebare pentru toți. Credeți că echipele din Serbia vor reveni pe a doua parte? Doamne, cum vedeți? Să le mai batem și noi, că ne-au bătut destul. Eu nu cred. Trandafirul, nu. Ne-au plecat petalele. Anul trecut... Vine, am venit la voi. Și Dani zice, uite mă, că am și eu.
Du-te mă și arată-i. Am esență de trandafir, poftim. Am irosit, e adevărat. Crezi că eu n-am? Da, niciun efect. Strategia cred că a făcut. Da, nu cred, eu, nu cred asta în esență. Dar ei dacă pleacă de-n plimbă. Dar dumneavoastră ce credeți? Că, na, tocmai zicea Cristi că nu există nadă minune și acum s-a dovedit că dacă nu mănâncă, nu mănâncă cu nimic. Credeți că face diferența, nu știu, nada sărbească sau e pur și simplu stilul de pescuit pe care l-au foarte precis? Și au o nadă bună, proaspătă, probabil, nu știu ce să zic. Am venit la Ianis, spre exemplu, chiar domnul Cristi zicea, băi, dacă desface găleata, miroase a usturoi. Dacă dă cu friptură. Nu, no, din punct de vedere, sunt echipe foarte bune, dacă cad pe pește, fac ce trebuie. Da, cum da. Și acum, nori căzut unde trebuie, nu pot să facă minuni. Da. Păi dacă da, cădeau în locul tău acolo și acolo ziceau, da, oh, uite, făceau aroma. Avantajul nostru a fost că și acum două săptămâni am tras numărul 14 la ordine, numărul B4, adică standul B4 și acum la fel, numărul 14, standul B4. Da. Deci am două ați pescuit pe același stand. Să le dea și nouă rețeta. Acum două săptămâni nu a fost chiar așa norocoasă. Da, am plecat direct pe distanțe, pe ce am avut rezultat atunci și am învățat că am știut că nu merge bine la bilă și am folosit ceva mai flotant. Am dat tot în casă, mai trebuie ceva? oricum se publică după, nu e nici stres. Nu contează că nu, acum nu mai e niciun secret. Stelian, faci o minune, un ceva, o montură. Acum 20 de ani era, dacă venea cineva în stand, nu aruncai bățul. Stătea o oră, că ți-e din respect, nu-i spuneai să plece. Nu aruncai bățul până nu pleca. Și veneau, trimitea Lăduț Mateianu, du-te bă la nebune, ia vezi cu ce dă. Da. Și nu puneam nimic, fac nimic. Aveam la vrăjeală câteva bile, 24, aruncam tot la vrăjeală să vadă că dăm cu alea. 60 de metri. Nu, aruncam 140 și pe urmă știam, bă, sunt... Eclipsul al doilea e în 140, da? Aveam bețele cu semn și cu clips. Semnul opream și clipsul se ducea până în 140. Și dacă noi pescuiam în 120, pa, 20 de ture de mulinetă când nu erau atenți. Pa, puneam acolo. Hai să nici nu numere. Este sau... strategie, niște Telian știe și mai aplică și el câte una. Dar eu zic totuși să avem oare cele rezerve cu orice e posibil în pescuit. Adică am văzut foarte multe întâmplându-se pe lacul ăsta. De exemplu, eram la un concurs, aveam un pește și la jumătatea concursului și termina pe doi generali până la urmă. Doamne ajută, sunt împășit. Este da, posibil în orice condiții, dar... Da. Bine, pe o schimbare de vreme... Poate exista, cine are pește în față, poate să revină, să reintre în curs. Da, și mai ales dacă se echipe bună, exact, să profite deci, atunci rapid, să țină peștele... Da, ai dreptate, la jumătatea concursului. Din experiență spun, la Corbu, în 2013, Felix Roman, un loc foarte prost, standul 13, ala tot timpul scotea că nu erau toate echipele, el scotea că era foarte prost. Și el dădea bile. Băi, zic, lasă-mă că buzunarul, zic, lasă-mă în pace, le plătesc. De. În ultima noapte, 300 și ceva de kilogram. Pești numai frumos, numai... A dat nada, a avut încredere deci în el. Deci trebuie, exact, da. Au muncit, că nici n-a putut să conducă, era cu șoferul, n-a putut să conducă până la Brașov. Haide. A trebuit să rămână acolo. 300 și ceva de kilograme a dat. Și aveau doi pești. Dar el n-a, în continuu, doi. Pe asta înseamnă să posibil orice de oriunde, dar să nu uităm că sunt pescari foarte buni. Asta și... Da. Dar orice e posibil. Da, super. Am chestia că nu se schimbă vremea, așa că slabe șanse să schimbe ceva radical. Da? Urmărim. Cine știe, poate... Nu, ne-am uitat. Vântul nu se schimbă. Direcția nu se schimbă. Uite, m-a scutit pe mine să te nu mai uit. Te nu prea mâncat, dacă da, mâine nu se știe ce. Mâine, într-adevăr, nu o să mai fie ce a fost astăzi, că intensitatea asta de la 3 de când a început, sau 2, mâine o să fie un 6 km constant cu rafale de 12, deci nu se va simți. Da, astăzi a fost 18 cu rafale. Da, anunțăm în premieră că mâine punem spomburile în 160 de metri, să obosească și domnul. S-a închis un ochi, domnul. Și cine dă 160 de metri? Dar n-ați văzut aici că se băteau care dă mai departe. Așa se tot ai în echipă din ăștia. Nu, că ți-am zis, mâine o să fiu eu cu o stălică de serviciu. Da, că mie îmi vine frumos de pescuit când văd unde ajung monturile. Da, cred că nu e singurul. Pescuitul a ajuns în așa măsură că toată lumea împinge tot mai mult sus, limitele, sus, 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 tot.
Păi ce, aici când s-a deschis balta sau acum 4 ani, 5 ani, se prindea 90 de metri din toate, toate poveștile pe care le-au urcit. 90, maxim 100. Chiar 80. Ia, 80 o să da, vede. Cu momitoare. Și acum s-a ajuns cu padenadă minim la 120 de metri. Și la Cristi, la Ianis, aduceți peștele în față. Da, Cristi. Da, vezi că și acolo e. Am 30 de kg de bile, cu ce să-l aduc? Faceți comandă. Păi da, dar nu cred că... Dar vezi că și la Ianis nu-i regulă, că departe e. Nu, și tocmai ce l-a arătat în primăvară, că nu e chiar. A demonstrat. Bine, nici din, în concurs e una, la liber e alta. Da. Ai clar. Da, bine, nu vă mai țin. Mergeți la treabă. Mulțumesc și o plăcere. Fire întinsă tuturor. Ok. Very nice. Good. Super, Stelian. Un frumos comun de Sacoș. Căciuț. Superb comun. Ce culoare faină are. Perfect. Very nice. Carpro Serbia, right? Yes. Okay. Very nice fish. Suntem pe A3 cu echipa The One, cu Peter, Remus și Gheorghe. Și Gheorghe. Cum ți s-a părut, Peter, până acum competiția? Iar sunteți în vârf. La jumatea, trecut de jumatea competiției, nu? Da, un pic peste jumatea competiției. E un concurs foarte greu, am știut asta din start și de la, știu eu, debutul acestei competiții, când s-a afișat lista concurenților, echipelor foarte puternice. Deci pot să declar că este cam unul dintre cele mai greu concurs în care am participat, echipe foarte puternice, deci pe lângă spuma echipelor din România. A venit așa zis și spuma celor din da. Serbia, plus avem și echipe din Ungaria foarte puternice, deci s-a adunat, știu eu cum a zis și domn Badiu aici, că e bătaia în Balcani. Deci nu este ușor, este un concurs în forță și noi am început, cum cred că fiecare a încercat să-și facă un padenadă mai apropiat. Ne-am încercat la 110, a funcționat, am ieșit la 130 cu un pat și peste acest pat care e la îndepărtare, am început să prindem niște pești frumoși. Frecvență, încă nu avem frecvența care am dorit-o noi, dar cu peștii care au o medie foarte bună, pot să zic că o medie peste 12-13 kg, plus cu un vârf de 23-600 astăzi capturat, deci suntem mulțumiți cu calitatea peștilor, să zic așa, deci foarte frumoși peștii, dar ca kilograme încă avem de lucrat, mai ales pe perioada nopții. Deși noaptea trecută n-am reușit să punctăm doar cu 2 crab, nu am reușit să-i dăm de cap ce și cum să facem noaptea. Ziua ne merge bine, pe spombă, la distanță, pescuit PVA bag-ul care ne place și cred că îl practicăm destul de bine. Da, specialitatea ta. Și ziua facem treabă, zic eu, dacă am putea să facem pe jumătate atâta și noaptea, ar fi și mai bine. Dar încercăm, ne-am pregătit acum patul și pentru noapte, să vedem dimineața cum o să iasă treabă. Super. De ce crezi că noaptea nu merge? Ați găsit vreo explicație? Sau merge foarte mult mai puțin decât în timpul acum zilei? Acum, mie îmi place să mă uit și la statistică și să văd cum lucrează și ce echipe prind și se vede noaptea, parcă iese peștele pe capetele placului, adică C-urile, colțurile, cum e C4 sau C1 a prins bine, pe lângă C4 și A8-ul care este tot în capătul acesta. Angel Pescar, foarte bun cunoscător, bun al lacului, a prins bine noaptea, deci el a găsit formula câștigătoare. Noi încă o căutăm, încă X-ul și Y-ul nu a dat valoarea care avem noi nevoie, dar încercăm. Da, deocamdată aici se dă bătaia pe aur, nu? Între voi și Angel. Sunteți în top 5 pe primul loc, acum cu 23-6 da, și ați avut și 20 plus, 19. Deci acum la Best 5 cred că suntem pe locul 1, deci cu vârful de 23.600, mai avem unul de 21.500,
2 peste 19, 19, 90, 19, 92. Deci eu zic că suntem acolo. Acum nu știu alții cum au prins, să vedem rezultatele când o să apară acum spre seara. Super! Da, pe fire întinsă și ne vedem la final. Mulțumesc, fire întins tuturor și să avem un pescuit frumos și toată lumea fericită la fel. Tăcea unul carp pro Serbia în drill. We already made our choices about tactics. Mm-hmm. So when did you win the world championship? Which year? 2006. 2006. Yes, in Portugal. In Portugal. In Portugal. Yes. Montreal. And this year, being in. Ah, you are going to Hungary, right? Yes, yes. In Hungary. And what do you think? You have a chance to win? On the Seda. Yeah. Of course. The Seda. Yes. It's your style, huh? Yes. This is our style of fishing on the Seda Lake, Kaposvár. Mm-hmm. We want to catch on big lake, wild lake. We don't like catch 1,000 kilo carp. This is not our carp fishing. I see. We want big wild lake with small number of carp. Yeah, more difficult to catch. Yes, yes, more difficult. Mm-hmm. Yes, yes. Tactic, skills. Yeah, stamina, I see. Everything. I understand, because if there are a lot of fish, you can have luck and catch a lot, right? But yes, on this one, this lake, lucky is the main. Don't have lucky. Yeah. Everyone wanted to fish middle sector where the fish are. Here we don't have a deeper spot than 1 meter. Yeah, it is the same on the other side. Yeah, and we are fighting the C4. We hear they have a deep. Yeah, with deep water. Part of the lake. How it goes so far? Yeah. Not so good. Nice, guys. Sorin, ce faci cu steagul? Mutăm în nouul lider al clasamentului. Champions. Domnilor, unde pune steagul? Acolo, acolo, aveți vreo preferință? Acolo? Îl primiți? Păi dacă l-a adus acum la 3, ne bucurăm, să nu mai ducă, să nu mai ducă de aici. Aia depinde de voi. Da, mă, sigur. Unde? Aici? Aici, într-o gaură acolo. Peter, care-i sentimentul când vine steagul? Tu ești obișnuit de la mață încă, aha? Când vine steagul, e normal că ești bucuros, înseamnă că ai făcut o treabă bună. Acum, cum se zice, e greu de obținut, dar e greu și mai greu de păstrat. Se vede că de la o zi la alta trece de la echipă la alta, aici se vede cât de puternice sunt echipele. Haideți, domnilor! Deci, cu cât mai puternice echipele, cu atât se schimbă poziția de la zi la zi. Da. Suntem pe C4 la Megabytes cu Marius Anaconda Megabytes, da, cu Marius Nihorenko. Cum vi se pare până acum această competiție? Am trecut de jumătatea ei, nu, în seara asta? Da, cam acum jumătate. Mhm. Competiția ca de obicei frumoasă, organizare frumoasă, organizare bună. Greu. Eu și în primul rând, aproape fiecare echipă care aici este câștigătoare, cred că mult noroc și standul care îl mai trage, să ai și pești deja în față. Mm-hmm. Că de muncit muncește fiecare și fiecare vrea să câștige. Se muncește puternic, da.
așa și noi, la fel, muncim, tragem și... Vă aveți și rezultate? Până acum sunteți 3 general, nu? 1 pe sectorul... sau 2 general? Actual suntem 2 general. 2 general, așa. Până azi dimineața am fost pe 3. Uh-huh. Și acum am urcat pe 2 general. Ați dat un cântar bun acum seara și... ziua aici mergem mai slăbuți. Uh-huh. Noaptea mers mai bine. Sperăm că și următoarele nopți să meargă chiar și mai bine. Suntem convinși că peștii vin. Uh-huh. Pentru că o să mănânce. Le place. Le place ce le-ați pregătit, da? Super. Reacționează bine la mâncare, așa că stăm pe ei. Da, ce le place mai mult? Mai mult bilă sau ceva mic, pop-up-uri sau și de toate? Și pop-up, acum odată ia bilă, odată ia pop-up, mm-hmm, mai bine. Acolo trebuie jucat un pic și tot găsit și culoarea și una alta și mm-hmm, atunci îl păcălești. Super. Da, bine. Păi fire întinsă în continuare și ne vedem la final. Mulțumim. Hello. Double? Tu? Nice. What's up? Super. Suntem cu jumătate de oră înainte de final. Așteptăm să vedem care sunt rezultatele, cine a reușit să câștige. Se fac ultimele calcule. Cântarul de dimineață. Very nice fish. Another Serbian team. Pește frumos. Perfect. Super. Suntem pe standul. Ce stand era asta? A5. A5. Locul 2 general, Angels Bite. Felicitări. Mulțumesc. Cum a decurs această competiție? A decurs bine, noi am avut o strategie bine pusă la punct de acasă, ne-am ținut de ea. Nu ne-a ieșit în prima zi din cauza că am ratat foarte mulți pești, motivul nu îl știm nici acum. Pe final am început să recuperăm, am condus, după cum se vede, aproape 48 de ore am pierdut pentru o bună... Până seara, da. Da, până seara. Inclusiv aseară la cântare am condus. Și acum, în ultima dimineață, am pierdut la 11 kg la un pește. Dramatic, dramatic. Da? Azi noapte ați fost singura echipă care ați luat 20 plus, ați avut un extra, nu? Da, am avut un 21-300. Ce crezi că n-a funcționat noaptea? Sau în ultima noapte, că în rest voi ați dat bine. Am dat bine nopțile, într-adevăr, și pe asta ne-am bazat. Doar că aseară, de la ora 11, am prins un somn și nu știu ce să zic, dar cred că erau mai mulți pe zonă și asta a fost cauza. Așa bănuim noi, că n-am mai avut nicio trăsătură până azi dimineață la ora 5. Ai băgat un pește și aia cam aia a fost. Super. Și ce a funcționat? Cum ați pescuit? La distanță mare? Pe beguri? Pe bilă? Cum a funcționat mai bine la voi? Noi am pescuit exclusiv boilers. Nu ne-am abătut de la asta. Mm-hmm. De că așa am plecat de casă să pescuim doar boilers, indiferent ce se întâmplă. Nu am folosit beguri, mămitoare, altceva. Mm-hmm. E cam greu într-un concurs de cantitate să bați cu boilers. Da. Dar uite că nouă ne-a ieșit de data asta. Mm-hmm. La limită ce-i drept, dar ne-a ieșit. Super, felicitări. Mulțumesc. Pe podium, 3 echipe din România, 8 echipe puternice din Serbia. Chiar 10. 10 au fost? 10 echipe de Serbia. Am înțeles. Cum vezi asta? Ca și o surpriză, te așteptai oarecum să fie o echipă din Serbia pe podium? Cred că toată lumea se aștepta să fie măcar o echipă din Serbia, dar noi am venit foarte motivați și am zis că ar trebui să oprim o dată victoriile lor sârbești la noi în țară, să nu mai vină așa entuziasmați aici. Și mă bucur foarte tare că suntem 3 echipe românești pe primele 3 poziții și ei nu le-a ieșit de data asta, nu le-a funcționat jucăria. Da. De ce crezi că nu le-a funcționat? Că
acum două săptămâni au câștigat. Eu zic că e luna august. Deja vine toamna, s-a mai răcit un pic apa, peștele începe deja să strângă proteină pentru iarnă. Probabil de acum o să fie din ce în ce mai mult o să caută foile și proteina. Dar având în vedere că serbii pescuiesc foarte mult semințe, probabil asta a fost. Alte explicații nu găsesc, nu știu. Are sens, da, are sens. Super. Data viitoare, mai veniți. Ce planuri aveți? Vreți să câștigați? Păi normal cum vreți să câștigăm, nu-ți dai seama, am pierdut la un pește. Da. 2 ani la rând, ne-am bătut 3 ani la rând, ăsta e al 3-lea an, câștigăm pe sectorul cu Peter Micula. Dar de 2 ani la rând ne-a bătut el, acum a fost rândul nostru să da. Bate pe el. Asta ne-a ieșit, dar din păcate n-am fost atenți și ne-a depășit Marius Nihorenco de pe C4. Da, o bătaie frumoasă, o luptă frumoasă și na, chiar un rezultat mare. Locul 2 general cu așa echipă, deci țin să vă felicit. Mulțumim. Și pe tine și echipa. Mă gândesc că ați depus efort serios. Toată lumea a muncit la fel. Apropo, cantitatea de nadă, o să ne zici cât ați dat? Cantitatea de nadă am folosit 50 de kilograme de oiles aproximativ și semințe tot așa, în vârf de 50-60 de kilograme de semințe. Cam asta a fost super. Suntem pe B4 cu Energy Carp Brașov. Locul 3 general, felicitări. Da. Un rezultat mare după luptă crâncenă, mai ales aici pe sectorul B. Da, a fost o lungă urmărire. Am fost tot în umbra standului B7. Din păcate, ei au fost pe scădere, având cel mai bun cântar chiar primul din după 24 de ore. Noi am fost tot pe creștere progresivă. Ce să zic, o baltă grea săptămâna asta, un pește mofturos. A trebuit să schimbăm multe din când în când, ca să zic așa, să ne tot schimbăm tactica, dar până la urmă a funcționat. Deci ați schimbat, n-ați venit cu o tactică și v-ați ținut de ea, v-ați adaptat cumva la... Din punctul meu de vedere nu pot să vii cu tactica de acasă, adică vii așa în linii mari, cu o idee, cu o strategie, dar trebuie să te adaptezi situației și bolții. Am înțeles. Și ați avut rezultate mai bune pe bilă sau pe pop-up-uri? Combinat. Pești mari pe bilă, cu mici excepții, cantitatea mare pe pop-up. Am pescuit mix. Și pe ultima parte a competiției, la fel. La fel. Am înțeles. Și ca și distanțe, la ce distanță ați pescuit? Noapte 125, ziua 145. Deci la distanță destul de mare, mai ales pe zi. Super. Ați prins și amur? Doi amuri. Toate că, deci n-ați avut, cu toate că speram la mai mulți amuri. Aveam și nada începută în acest sens. Cred că toate echipele sperau la... Da, toate echipele sperau amuri, că amurii dau cantitate și destul de rapid. Ce să zic? Până la urmă bine că a funcționat. Am ratat și pești, și pești frumoși. Ca și alții, de altfel mă gândesc că toată lumea... Da, cam toată lumea a ratat. Voi ce procentaj de rateuri ați avut? Să zic, un 6 pești, nu știu dacă mă înșel, ceva de genul ăsta. Dar unul ar fi putut fi chiar dureros, pentru că a fost un pește serios. Ultima trăsătură din concurs, undeva în dimineața asta, un pește care ar fi putut conta, nu? Dacă standul B7 mai prindea un pește. Am înțeles, da. Cred că acolo a fost diferența între noi și ei de undeva la 10-12 kg, nu știu când am văzut rezultatele finale. Deci un pește. Da. Păi așa s-a câștigat unul general. Deci pe C4 a prins un 17-250 și diferența 1 față de 2 general este de 16 kg. Deci un dacă pește, rata, da. Era Angel pe primul loc. Da, un concurs interesant, deci foarte schimbări strâns, de situație. Da. Așa e frumos. Exact. De data asta suntem noi pe podium, în alte dăți am fost noi cei care au pierdut pe ultima sută de metri. Așa e în pescuit, ce să zic. Corect. Un pic să văd dacă... Da, e bun. Ce părere ai? 3 echipe românești pe podium, te-ai așteptat? Sincer, considerând da. Considerând că sunt sincer, 10 da. Din Serbia. Sincer, da. De ce nu? Pentru că ne-am adaptat, am văzut cum pescuiesc sârbii, nu e prima dată când le întâlnim. Și eu zic că, cel puțin noi, am știut ce să facem, având chiar o echipă din Serbia lângă noi, ca să contracarăm, să zic așa, strategia lor. Ce crezi că n-a funcționat la ei?
ca, na, erau împărțite chiar unele pe standuri bune, unele echipe pe standuri bune. Ca să... O explicație mai simplă ar fi, ei au venit setați, ca de obicei, pe o hrănire masivă a peștelui, mm-hmm, așteptându-se la chestia asta. Au pescuit ca atare, n-a dat rezultat, cu refresh-uri rapide, la bețe, nădiri progresive cu spombul la intervale mici de timp. Deci, cum am spus, o strategie adaptată pentru o hrănire intensă a peștelui. Și n-a fost cazul. N-a fost cazul, da, să văd, da, kilogramele, 5-600 de kg la, da, locurile 1-3 general, deci n-a fost o hrănire masivă a peștelui. Ca atare, da, sârbii n-au, da, n-au dat rezultate. Deci a fost mai eficient, nu știu, o așteptare mai lungă și nădit cumva... Nu neapărat mai lungă, nu neapărat mai lungă. Părerea mea că a fost o chestiune foarte importantă să și cumva să prinzi ritmul ăla de refresh al bețelor, de nădire progresivă, știi? Super. Cum voi place... la cât timp schimbați bețele? Între o oră jumate și două ore. În momentul când aveam pești în față, se schimbau singure. Corect, da. Dar uneori ne-am dus chiar în două ore jumate. Depinde. Da, super. Un rezultat mare. Ce planuri aveți pentru viitor? Care sunt următoarele competiții la care veți participa? Vă întoarceți pe Sacoș? S-ar putea să mai venim anul ăsta pe Sacoș. Depinde și dacă putem să ne mulăm toți membrii echipei pe programul competițional. Ce să zic, mai venim. Mai avem un plan vreo câteva competiții chiar am ăsta, dintre care una pe Sacoș, dacă ne ajută Dumnezeu. Pe fire întinse, să aveți și felicitări încă o dată. Mulțumesc. Super, suntem la finalul concursului și vrem să avem o părere și de la maestrul Stelian Badiu. Spune, cum ai văzut această competiție? Foarte interesantă. Sunt de ideea pentru noi. Am foarte puțin pești în partea asta lacului. N-a ajutat vântul deloc. Da, aici n-a prea prins nimeni. De la jumătate prins, în dreapta. S-a foarte slab și foarte greu. Mă bucur că România a avut rezultate bune de data asta în fața sârbilor. Da, deci toate trei locurile. Da, se croază de echipele noastre. Așteptam să fie invers. Mă se pare că... Deci te așteptai să fie sârbii în top. Mă așteptam, da, să fie în top. Ce crezi că nu le-a funcționat? Nu știu, destul de greu să faci, să scoți maxim posibil când ai puțin pești în față. Și e o căzut destul de rău. E colțul cu puțin pește. Pe colțurile proaste, cum ar veni, da. Da. Nu prea a fost favorizat de tragerea sus. Bine, au avut și a 7. Chiar o echipă bună. Da. Acum nu știu, pare că era destul de cantonat, ca multe zone, nu prea se plimba. Deci, cel puțin a treia zi am avut ceva pe în față, dar nu colaborat, nu se hrăna destul de bine. Am lăsat... N-am reușit să plimba. Nu mi s-a ochis bine port bagajul. Poate asta explică și multele rateuri la toate echipele. Da, și nu am avut foarte multe, pe trebuie să se hrăna prost. A ratat și nefoarte. Ai dale? Și de lupta la vârf? Te-ai fi așteptat să avem așa răsturnări de situație? Oricum, am locurile 1, 2, 3 general. Echipele care s-au bătut la 1, 2, 3 sunt foarte bune, pe care experimentați. Era de așteptat să fie o dură între ei. Răsturnări de situație și este așa un pic mai rău, cum a avut. Mai ales că a punctat oricine 100 de metri cu da. Pește care l-a dus pe locul. Exact, exact. Ultimul drill, un 17, diferența a fost de 16. Și chestia de noroc, dar am înțeles că noaptea și scăpa mulți pești, deci într-un fel funcționează și compensația. Da. Super. Ce planuri ai de aici, Stelian? Păi mai am ceva concursul anul ăsta. Sper să trag mai bine la sorți. Ultima oră ne trag foarte rău la sorți. Aveți prod, nu? În curând. Da, avem două produri. Două produri, ok. Finala de pe Hermes Peric, tot cu Mivado. Aici m-a stat pentru colaborare cu Carpe Diem. Am o agendă foarte încărcată, da. Aglomerată toată noastră. Super. Da, fire întins în continuare și... Succes și ție cu podcastul. Mulțumesc și mulțumesc de susținere încă o dată. Suntem aici cu Anaconda Megabytes, locul întâi general.
felicitări. Mulțumim frumos. O super performanță. Mulțumim frumos. Cum vi s-a părut competiția? Păi, primul și în primul rând foarte, foarte grea de la început. Deja când Sorin a postat echipele adunate, nici nu știu cum tot reușește în fiecare an mai multe, mai bune echipe, dar cred că din cauza că și face un concurs și organizări foarte, foarte frumoasă și tot timpul de top, corect și, da, ce să zic, noi am știut că o să fie o luptă foarte grea, nici nu ne-am gândit. De câștigat, cred că fiecare din echipele astea de top care a fost aici o vrut să câștige, o știut că poate să câștige, exact. Sunt sigur că nu pot să-mi dau seama o echipă, deci să nu poată să facă treaba. În schimb, am luptat până în ultimul minut, am dormit foarte, foarte puțin. Cam cât ați dormit? Poate, eu știu, pe o noapte, o oră, așa, pe întreruperi. Cam asta a fost, da. Și toți membrii echipei, că ați fost patru, toți, nu? Toți, da, am făcut cu schimbul, așa, câte o oră, o oră jumătate, dormit unul, da, poate o oră jumătate, acum nu mai pot să zic exact, da, mai mult, nu. Am înțeles, deci foarte multă muncă. Lucrat în continuu, da. Voi ați fost destul de constanți la cântar, nu? Ați început bine și ați continuat bine până în final. Singur, a doua noapte a fost mai slăbuță, că acolo s-au retras peștii, că am vorbit și ea de tema asta. Da, da. Schimbare de vreme, de presiune, poate și așa, na, situația a fost să învârtă un pic. Cam la fiecare, cred că a fost câte o pauză de asta. În rest, am stat și ne-am fost... Am fost pentru noi, oricum ne-am simțit la nadă și la toate ce am făcut bine și nu am greșit acolo, nu am început să ne, să ne schimbăm strategia, am continuat cum am început și au venit pești înapoi. Voi cum ați pescuit, mai mult pe pop-up-uri cu momitor sau așa, sau pe bilă? Am pescuit și cu pop-up, cu momitor și pe bilă, am pescuit și cu bag. Noaptea am pescuit și cu bag-uri, am mers și pe bag bine. Dar cel mai bine la ce a mers? Am avut noaptea trăsături bune cu bila și bag, adică bila în bag băgată. Și acolo nada amestecătură care o facem noi. Aia a funcționat noaptea bine, cu lichid, bag umplut și ziua a fost, pot să zic așa, mai bine a mers ziua pe patul de nadă care l-am avut acolo direct făcut pe pomp direct, da. Și acolo veneau după nadirea de 5-6 pomburi veneau peste la întrăsătura. Da, interesant. Mai mult pe pop-up ori cu săculeți am prins într-adevăr ziua. Da, interesant că pe patul de nadă sacoșul cam nu mai prea merge în ultima perioadă, dar se pare că la voi a funcționat. Probabil că și dacă n-am nădit prea mult, posibil. Și asta acum am mai întâlnit și eu de astea pe sacul și într-adevăr că nu mergea pe patul de nadă, prindeam numai pește după pat sau distanță, dar de data asta a funcționat direct pe patul de nadă. Super, ce cantitate de nadă ați dat în total? În total am avut vreo 130 de kg din toate spărtură, ce am avut porumb și bilă, cam 130 de kg. Și bila cam cât a fost din 130 de kg de bilă. Super, super. Și ca și distanță ați pescuit departe? Nu, am pescuit la două distanțe, undeva la 120 de metri și spre dreapta, la 100 de metri. Am înțeles, deci nu foarte, foarte departe. Față de alte echipe care au pescuit 150, voi ați pescuit relativ aproape. Așa ne-am decis, am sondat un pic, am găsit acolo ceva la început care ne-a plăcut cum e fundul. Și am decis să pescuim acolo, mai ales că a fost și cap de stan și în dreapta nu am avut pe nimeni care să dea și în dreapta larg. Am zis că dacă dă chiar stânga larg, peștii poate vine pe deasupra și stau acolo. Asta a fost și a funcționat. Super! Ce mai vreau să vă întreb, trei echipe românești pe podium. La începutul competiției era greu de crezut la ce echipe din Serbia au venit, am înțeles că au fost în total 10. Făceam glume cu Sorin acum o săptămână jumate, când plecam de la Boilies Cup și am zis, Sorin, numai echipe foarte bune din Serbia. Pune-le, te rog, toți într-un sector, să nu cumva să câștige fiecare dintre ele un sector. Așa glumeam. Da, da, da. Da, că într-adevăr așa a fost, că i-am întâlnit în multe competiții unde ei erau pe podium și la Ianis sau nu. Și da, nu pot să zic că ne-a fost frică, dar acolo o teamă așa de că sunt foarte pescari, foarte, foarte bun, periculoși. Da.
te aștepți oricând cu surprize și așa au fost. Și ieri a fost foarte, s-au apropiat odată băieții de pe C1. C1, am extraordinar, da, dar nu ne-am, nu ne-am pierdut răbdarea, am continuat, exact ce am reușit totuși acolo. Super. Ca, ca de obicei, Sorin face, face numai, adică adună numai, numai echipe de top. Da. Și organizarea la fel. Îl felicit pe el aici cu ocazia asta și din partea colegilor pentru organizările care le face și îl felicit și pentru, pentru echipele care reușește să le adună. Da, cu dată felicitări, Sorin. Da, felicitări și toților care, participanților și concurenților care au fost aici și celorlalți care au ocupat podiumul din partea noastră și sper să ne vedem cu toții bine și sănătoși, sănătoși la exact următoarele competiții. Bine, felicitări încă o dată. Mulțumim frumos. Iată-ne și la finalul celei de-a patra ediții a Summer-ului. O ediție mai liniștite față de, de anul trecut, cantitățile mult mai mici, adică aproape 8 tone. Eu zic că dacă mâncam și amurul, treceam de 10 tone. Vreau să vă felicit pe toți pentru fair play-ul dat dovadă, care a primat, și pentru munca depusă. Eu zic că a fost un concurs reușit. O, o luptă, cum de mult am mai văzut așa, o luptă strânsă, până, până la ultimul cântar, pe fiecare, adică pe cele trei sectoare au fost câte două echipe care oricare putea câștiga generalul. Vă felicit încă o dată pe toți, să ne vedem sănătoși la anul, sperăm să fie mai bine și vă doresc drumuri bune către casă. Începem festivitatea de premiere cu locul 1 pe sectorul C, ocupat de pe C1 de echipa Car Pro Serbia. Sectorul B, echipa DM Car Team. Echipa The One Team. De pe standul B4, Energy Brașov. Bravo! Bravo, băi! Locul 2 general, de pe standul A5, Angel Bites. Să ce fel de aplicare, băieți? Felicitări, băieți! Mici! Mare, ce grele s-a făcut! Câștigătorii concursului ediția 4 a Summer Car Fest de pe C4, Anaconda Megabytes. Primul, cine a tras la sorță, să vină felicitări, băieți. Mulțumesc. Hai să nu arăt la început. Martin, congratulations. Martin, congratulations. Mare felicitări. Mulțumim frumos. Haideți să o pun aici. Bineînțeles.